Primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Rafael Dunărințu, spune că odată cu deschiderea fabricii de cherestea și cu crearea celor 100 de locuri de muncă, lucrurile se vor schimba și mai mult în localitate. Aici avem o firmă privată, are toată susținerea noastră, o să fie o fabrică de cherestea, deja implementează și un proiect european, fiind pe teritoriul orașului Baia de Aramă, vă dați seama că direct este implicată și primăria, cum spuneam, are toată susținerea și va da în jur de 100 de locuri de muncă cetățenilor orașului și nu numai. Este foarte bine, se creează 100 de locuri de muncă, este foarte bine și pentru bugetul local, dar și pentru oameni. Bineînțeles, și pentru bugetul local și pentru oameni, că până la urmă cel mai important lucru e să oferim cetățenilor locuri de muncă pentru a le îmbunătăți calitatea de trai. Edilul spune că s-au mai arătat interesați de zona industrială și alți investitori. Au fost și alți investitori interesați de Baia de Aramă pentru a-și deschide o mică afacere, o fabricuță. Avem foarte mulți investitori, mai ales după semnarea contractului cu Pârtea de Schi, așa că toată această zonă pe care o vedeți dumneavoastră va fi transformată, deja lucrăm la loturi, în zona industrială și îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați să vină să se dezvolte în orașul Baia de Aramă. Un fel de parc industrial. Exact, un fel de parc industrial care va crea, bineînțeles, locuri de muncă și va aduce venituri la bugetul local.